Fie că își doresc să ajungă sub ofițer, ori să aibă mai multe grade pe epoleți, liceenii de astăzi trebuie să urmeze cursurile unei școli de agenți de poliție sau pe cele ale Academiei de Poliție Alexandru cel Bun din București. Activitatea de luni s-a desfășurat cu prilejul Zilei Poliției Române, sărbătorită ca în fiecare an pe 25 martie. Astăzi, la sediul IPJ Neamț, a avut loc Ziua Porților Deschise, un eveniment organizat de către instituția noastră, la care au participat în jur de 40 de elevi ai liceelor din municipiul Piatra Neamț. Cu ocazia acestei activități, ei au putut interacționa efectiv cu polițiști aflați în activitate din cadrul laboratorului criminalistic sau din cadrul dispeceratelor de poliție și totodată au purtat discuții cu ai noștri colegi din cadrul structurii de resurse umane. Toate întrebările elevilor au primit răspunsuri de la ofițerii compartimentului de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț. Probele de selecție sunt vizita medicală, care se face aici, la centru medical, aparținând MEAI, o testare psihologică, care de altfel se dă aici, cu o comisie venită de la București. Dacă le-ați trecut pe asta, mergeți mai departe la instituția de învățământ, fie că este vorba de Academia de Poliție, fie că e vorba de una dintre cele două școli de agenți, și mai treceți printr-o vizită medicală, tot eliminatorie, și probele sportive, de altfel, eliminatorie. Probele sportive au fost până anul trecut și cred că o să mențină și anul acesta. Alergare de viteză, alergare de rezistență și aruncarea mingii medicinale, 2 kg la fete, 4 kg la băieți. Liceenii care își doresc să îmbrace uniforma de polițist trebuie să se pregătească temeinic pentru susținerea examenelor, întrucât atât la academie cât și la școlile de agenți de poliție, concurența este mare. În fiecare an se bat câte 3 sau chiar câte 4 candidați pe un singur loc.